Scandal sexual de amploare în județul Suceava. Protagoniștii, o fată de 14 ani și mai mulți adulți care au filmat cu telefoanele mobile partide de sex întreținute cu aceasta. Toată povestea a avut loc în urmă cu câteva zile, dar aventura penală a celor care au profitat de minoră s-a terminat cu percheziții. Indivizii au fost săltați de mascați și aduși cu cătușe în fața procurorilor DIICOT Suceava. Fata în vârstă de 14 ani a fost exploatată sexual de mai mulți indivizi care au determinat-o să facă sex cu ei. Aceștia au filmat partidele de amor cu telefoanele mobile, iar apoi s-au gândit să o oblige pe adolescentă să se prostitueze în folosul lor. Mascații au descins la 8 adrese comandate de percheziții, 15 persoane fiind aduse la audieri la sediul DIICOT. Potrivit anchetatorilor, doar 9 dintre cei aduși în fața procurorilor erau puși sub acuzare, restul urmând a dat declarații în calitate de martori. Victima provine dintr-o familie dezorganizată, cu un tată care a abandonat-o de mică și o mamă care s-a recăsătorit și care din luna august a acestui an a plecat la muncă în Germania. Minora locuia cu bunica, iar într-o zi, fără știința acesteia, fata a plecat de acasă. Și de aici, întreaga poveste. Mai mulți tineri au întreținut relații sexuale cu adolescenta, după care i-au propus acesteia să se prostitueze, oferindu-i din prima zi 2 clienți. Anchetatorii susțin că fata a reușit să scape din această poveste după ce a apelat la ajutorul unei vânzătoare dintr-un bar din Vama, căreia i-a cerut să anunțe poliția. În prezent, ancheta este în derulare, iar 9 indivizi au fost puși sub acuzare pentru trafic de minori și pornografie infantilă. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, desfășoară activități de cercetare față de 9 suspecți pentru comiterea infracțiunilor de trafic de minori și pornografie infantilă. În cauză au fost reținuți pentru 24 de ore 4 dintre suspecți, care au fost prezentați Tribunalului Suceava, instanța dispunând arestarea preventivă a acestora pentru 29 de zile.